Bună ziua, bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare. Nu e la alegere, nu e nici pe zodie, e etalare despre femeia divină și bărbatul divin, divine feminine, divine masculine. Acum să nu uităm că din această perspectivă pe care încă n-am dezvăluit-o într-un video special, dar urmează, din această perspectivă a flăcărilor gemene, varianta sau energia feminină, nu varianta, energia feminină poate să reprezinte un bărbat care este are o atitudine pasivă, mai puțin implicată, pentru că energia masculină întotdeauna reprezintă acțiunea. Da? Nu că femeia musa este pasivă, dar vorbim despre energie. Deci, femeia poate să fie foarte activă și asta înseamnă că este în energia sa masculină. Feminin înseamnă să fii receptiv, nu musai pasiv, să manifeste empatie, compasiune, înțelegere, răbdare. Masculinul de obicei nu are răbdare sau sunt variante. Îi place să domine, îi place să aducă la materialitate, să protejeze. Sunt mai multe lucruri pe care o să le explic într-un video special. Acum, Divine Feminine, Divine Masculine sau femeia divină, bărbatul divin. O să am seturi de cărți separate. Haideți să vedem situația. Aș vrea să fac un serial pe chestia asta, da? Situația dintre femeia divină și bărbatul divin în această perioadă. Asta înseamnă. Hai să vedem. Trecutul pentru femeia divină. Trecutul pentru femeia divină. O dată. De două ori. De trei ori. Tai cărțile și vedem. Pentru că este foarte important să înțelegem prezentul și din perspectiva unor evenimente din trecut. Spânzuratul. Patru de băte. Cavalerul de cupe. Hai să vedem și bărbatul divin sau energia masculină divină. Deci, odată, trecutul pentru de două ori, de trei ori și tai. Pentru bărbatul divin. Ia uite, deja se arată conflicte. Nici n-am pus bine. Conflicte. Conflicte mentale, dușmani, argumente, mândrie, sarcasm, îl pun deoparte? Nu îl pun în cărți. Eu acum tai. Trecut. 5 de cupe, 2 de cupe și regina de spade. La capătul setului de cărți, 8 de băte și aici, ia uite, la femeia divină. În relație cu bărbatul său divin. L-a așteptat mult. Eventual a avut și vise. Casa 12-a. A spiritualității. A trecut prin foarte multe, tocmai ca să manifeste lumina divină, inspirația. Am spus că a avut vise. Nu musai că a visat la voi, dar a avut vise revelatoare care au adus-o mai aproape. De ce frumos, da? Cum se confirmă chiar din trecut. Doi de cupe și patru de băte, care știți că este cartea flăcărilor gemene, una dintre ele, da? A visat la această întâlnire cu voi. Și a pornit în căutarea acestei întâlniri cu sufletul deschis. Ideea este că a fost rănită. Se pare că v-ați întâlnit, doamnelor sau femeilor divine, v-ați întâlnit perechea. 6 de cupe este o întâlnire cu un suflet pereche, cu cineva din trecut sau din alte vieți. V-ați întâlnit și ați simțit această bucurie imensă. Eventual,
Inspirația pe care ați primit-o, visele au fost confirmate și trezirea s-a manifestat și mai intens, trezirea la spiritualitate. Copilul divin s-a bucurat că a recunoscut copilul divin din celălalt. Copii, sunt doi copii, da? Și totuși, în urma unor discuții, neînțelegeri, s-a ajuns la acest trei de spade, la dezamăgiri. În trecut, da? În trecut. Acum recunoașteți femeilor divine, sau mai bine zis, energie feminină divină, repet, pot să fie și bărbați, că în urma acestei decepții în care îți pui sufletul pe tavă, cavalerul de cupe, șase de cupe, uite ce face, își pune sufletul pe tavă, da? Să împărtășească bucuria întâlnirii, a trezirii, a conștiinței. Da? S-a ales cu dezamăgire. Și mai simt că, interesant că în acest cavaler de cupe este o figură masculină, v-ați întâlnit, v-ați bucurat de un moment, cât de puțin, șase de cupe a fost un moment. Cred că unii dintre voi, pentru colectivul de flăcări gemene, care caută în această prezentare, în această etalare, cred că v-ați întâlnit. Acum, pentru cât timp, iar variază. Poate să fie doar o întâlnire cu prietenii, pe lângă casă, la un eveniment. Ideea este că v-ați întâlnit. Și totuși el a trebuit să plece mai departe. Alt mesaj. Sunt două sau trei mesaje, faceți diferența. Acum el, în trecut. Bărbatul divin. El în trecut a trecut prin multe situații neplăcute, prin trei de cupe, da? Situații neplăcute, dezamăgitoare, cu prietenii, cu familia, de ce nu? Ca a treia cupă poate să fie și un membru al familiei, da? Adicții ce țin de petreceri, de o viață mai de huzur, mai boemă pentru unii. Poate au trecut și prin trădări, prin triunghiuri amoroase. Și încă plâng. Încă. Până să vă întâlniți, încă mai plângeau. Să mă corectez, de fapt. Că așa a venit. Deci, până să vă întâlniți, încă mai plângeau. După acest trecut. Însă, v-ați întâlnit. Pe de o parte, plângeau acel trecut, pe de altă parte, simt că le era dor de ceva adevărat, de ceva special. Sufletul lor simțea că, de fapt, adevăratul suflet pereche încă nu a venit. Era un dor, știți, stările acelea în care ți-e dor de ceva, de un om care să te înțeleagă, să te simtă, fără să trebuiască să-i spui nimic. E genul acela de întâlnire care te aprinde fără să faci absolut nimic. Da? I-a fost dor și nu, acum ar trebui să clarific, dar las mesajul așa cum este, că vreau totuși această etalare să văd cum rezonează și cu voi. Și tocmai pentru că au simțit totuși ceva din ei, le era dor de întâlnirea cu voi, au manifestat-o, da? Două cupe. Interesant, iar, dragii mei, vedeți? Că oarecum vă oglindiți. Începeți amândoi cu două cărți destul de triste. Unul trist care este dor, da, care stă tot într-un trecut și aici cineva care este legat de niște karme, de niște sacrificii. Apoi a doua carte care este și ea foarte importantă, centrală, amândoi aveți întâlnirea cu voi doi. V-ați întâlnit. Despre cine vorbesc acum, clar v-ați întâlnit. Da? Și v-ați întâlnit. Dacă totuși am simțit ghidaj pentru unii, care? Chiar dacă nu v-ați întâlnit, femeia divină merge cu încredere, cu sufletul deschis, chiar dacă a trecut prin decepții, da? Bărbatul divin oarecum cu această regină de spade încearcă să fie rațional și să pună deoparte, să lase în spate, după cum vedeți, să fie rațional, să fie cool, rece, bărbatul divin, da? Și să nu se mai gândească. Știe că e dor, știe că mai are un suflet pereche, știe că ar trebui să-l manifeste, să-l cheme într-un fel sau altul, dar deocamdată, sau
până acum, că e totuși energia trecutului, a manifestat rațiune. Dom'le, discutăm lucruri care sunt concrete, care țin de chestiuni pământene sau raționale, logice, poate chiar și fără prea multă implicare spirituală. Pentru unii, nu pentru toți. Acum, continui mesajul. Alt mesaj pe același element masculin, în cazul în care v-ați întâlnit. Întâlnirea a fost atât de intensă, totuși un leu, da? Leu este una dintre cele mai pasionale zodii. Comunicarea, interesant, comunicarea cu voi a fost atât de intensă încât au simțit nevoia să dea deoparte această întâlnire, tocmai ca să-și mențină echilibru mental, logica. Altfel, o comunicare atât de intensă, de divină, de sensibilă, le-ar putea perturba rațiunea sau felul strict de a fi. Pentru ei, la capătul setului de cărți, aveți 8 de băte. Probabil că au călătorit, s-au îndepărtat ca să-și mențină stabilitatea. Ia uitați, e un blocaj. S-au îndepărtat 8 de cupe, dar interesant este, iar vă oglindiți 8 de cupe, apare exact a patra carte și aici, da? 8 de cupe. Amândoi v-ați, extraordinar! Nu vedeți ce oglindire, că vorbim de suflete, de flăcări gemene, dragii mei. Și am fior când văd lucrurile astea. 2 de spade, 8 de cupe, 2 de spade, 8 de cupe, da? Pentru unii poate bărbatul divin să fie într-o postură profesională specială, financiară sau tradițională, să fie tată sau cineva care are niște responsabilități speciale și atunci, domnule, trebuie să fiu cu capul pe umeri, nu mă pot lăsa influențat, chiar dacă mi este dor de sufletul meu pereche, de nu mai pot, trebuie să călătoresc, eventual cât mai departe, eventual călătoria despre care am zis la femeia divină s-a manifestat prin plecarea acestui bărbat, da? La o distanță, ca să-și mențină echilibru. Hai să vedem ce mesaje mai vin. Interesant. În prezent. Femeia divină în prezent. O dată. De două ori. De trei ori. Tăiem cărțile. Femeia divină în prezent. Nouă de spade, valetul de cupe și doi de spade. Femeia divină, ia uite, iar extraordinar, în continuare același soare, da? Îndrăgostiți, șase de cupe. Sunt conștiente, doamnelor, sunteți conștiente, sau femeilor divine, că puteți să fiți bărbați cu energia feminină, repet, că această întâlnire, ia uite, roata norocului, roata norocului. Că această întâlnire, ia uite, cu bărbatul divin pe care l-am văzut mai devreme, ia uitați-l, cum se arată, încep să se arate bărbatul divin, da? Cu acest bărbat divin, care iar are niște responsabilități foarte mari, această întâlnire specială, roata norocului, clar, v-a adus față în față ca să vă recunoașteți, ia uite, iar și am fior, da? Să vă recunoașteți, îndrăgostiți. Șase de cupe. Să vă recunoașteți, vai, dar ce fioream că ați mai trăit și alte vieți. Să recunoașteți că doar împreună puteți să fiți fericiți. Și totuși, da, vă știți, da? Și totuși, încă sunteți profund dezamăgite, trei de spade, vă faceți griji, poate prea mult, dragele mele, femei divine, vă faceți griji că încă nu a venit bărbatul divin cu scuzele necesare, mai ales dacă a plecat. Încă blocați comunicarea, doi de spade. Ați aștepta niște scuze. Bine, evident, când comunicarea e blocată, cum să vină scuzele? Dar aici este. Sunteți foarte dezamăgite. Foarte dezamăgite. Foarte dezamăgite. Aveți impresia, din cauza că acest bărbat a arătat o față rece, neimplicată, de ca și când n-a simțit nimic,
Dar, repet, vedeți și voi cum sunt cărțile. În spate le este dor, trec prin probleme. Întâlnirea cu voi le alină sufletul în cazul în care au probleme, da, și responsabilități. Le este dor de voi, chiar dacă s-au îndepărtat. Dar au ținut această față rece, distantă, și voi nu știți dacă v-au simțit, nu v-au simțit. Hai să vedem. Bărbatul divin în prezent odată, de două ori, de trei ori. Și tai cărțile acum. Sunteți în separare, colectivul despre care vorbesc. 9 de bâte, interesant. 8 de monede și cavalerul de bâte. Bărbatul divin în acest moment înfruntă niște blocaje. Dar pasiunea nebună pe care o simt față de voi, cavalerul de bâte, vedeți cum se întoarce, își doresc să se întoarcă în viața voastră. Voi aștepta scuzele, nu pasiunea, dragile mele. Știți că oricum între voi o să fie ceva exploziv, da, fantastic, nemai întâlnit, da. Între timp, bărbatul divin, da, sau energia masculină se concentrează pe muncă, pe transformarea sa financiară, pe noi abilități, da? Noi abilități, își descoperă noi talente, eventual lucrează. Lucrează ca să nu se gândească. Dar cu cât lucrează, cu atât se gândește. Vedeți cum acest cavaler de bâte, care reprezintă și pasiunea aceasta sexuală, îi năpădesc gândurile în timpul lucrului. Gândurile, vibrația, stările, da? Chiar dacă încearcă și ei într-un fel sau altul, de fapt, nu cred că ei încearcă musai să blocheze, cât se implică în muncă și încearcă eventual să deblocheze alte situații care stau în calea întâlnirii cu voi. Mulțumesc de inspirație, da? Își doresc totuși să lupte cu ultima lor ființă pentru această întâlnire. Pentru că 9 de bâte înseamnă și tenacitate. Da, am trecut prin multe războaie, prin multe conflicte, da? Dar mai am o pasiune specială, pentru cineva special. Cineva mă face să călătoresc până la capătul lumii, până, da? Ia uite ce frumos, îmi place. Deci, îmi place cavalerul. Ia uite, o carte vrea să se arate, sunt emoții. Oare nu degeaba o fi picat, da? Sunt emoții între voi. Arătate sau nearătate, eu cred că sunt nearătate, dar sunt emoții. În mintea, că tu vorbeam de masculin, atunci o las la masculin, în mintea bărbatului sunt emoții. Uitați, în spate, da? Cum am zis mai devreme, sunt emoții. Am zis că pasiunea pentru voi îi fac să călătorească până la capătul lumii, vedeți piramidele, da? Să treacă prin deșertul, prin viața aceea pe care au trăit-o. Deșertăciuni, mersi, mulțumesc de inspirație, prin deșertăciunile vieții, pentru că voi le aprindeți această scânteie specială. La capătul setului de cărți, judecata, da? Ce înseamnă judecata? Înseamnă păcare, știți? Știți, da? Știu că și pentru ei această separare îi consumă, ia uite, îi țin pe loc. Justiția pentru unii dintre voi, dintre ei, pardon, și 9 de cupe, simt multe emoții. Știu că sunteți persoana aceea care umple toate cupele și biflează toate, să zic, nevoile lor, aproape, în fine, aproximativ, da? Că aici trebuie să vă și completați. Posibil pentru unii cu justiția să fie un contract între voi, o legătură karmică, justiția înseamnă karmică, o persoană karmică în preajma lor, care încearcă să-i țină pe loc și asta să-i consume. E o luptă între ei, între bărbatul divin și energia sa karmică din preajmă. Pe de altă parte, obsesia este și față de voi, cum să se implice, pentru că, repet, arde, această pasiune îi arde, îi cumle, ce sunt mai astea? Dar e necesară arderea karmei, în primul rând, ca să se manifeste judecata corectă, să-și deschidă mintea și să asculte cum îngerul Gabriel îi cheamă la o nouă viață, e judecată, da? O nouă viață poate să aibă cu voi. Și știți voi bine, fiara în fiori, știți bine că am mai spus așa, mai strecurat prin etalările personale, nu personale, colective, pe zodii sau la alegere. O nouă viață înseamnă și o misiune specială împreună. Interesante mesajele. Haideți să vedem în viitor.
Femeia divină sau energia feminină în viitor? Odată. Uf, ce vrea să se arate? Soarele! E bine! Un semn bun, pozitiv, un da, o victorie, o trezire. Odată de două ori, de trei ori și tai cărțile. Femeia divină în viitor. Patru de monede, interesant. Valetul de spade. Și lumea. Opa! Și atunci, soarele. Băi, uite-l, iar a revenit. Da. Imediat vă zic. Imediat, pentru că vreau să... Da, nu, vă zic acum. Vă zic acum. După cum vedeți, și în prezent există o oglindire. Aveți un 9 de bâte ei și un 9 de spade voi. În viitor reapare soarele, da? În viitor apare 4 de monede. Țineți la ei în continuare, dar țineți și la principiile voastre. Așteptați o discuție și scuze și o discuție sinceră. Dacă nu vine această discuție, sunteți pregătite... Unele dintre voi, interesant, să încheiați acest capitol pentru o perioadă de timp. Da? Îi lăsați în pace, pentru că lumea înseamnă și încheiere de capitol, da? O lecție învățată. E o lecție pe care trebuie să o înțelegeți. Și se pare cu soale că înțelegeți niște lucruri foarte importante a doua oară când apare, da? Da, vă intoxică această fericire, dar știți foarte bine că acest personaj încă, bărbatul divin, încă are tendința să manipuleze, eventual, chiar dacă și-ar dori să manifeste fericirea cu voi, este în această relație karmică, este într-o relație karmică. Și din cauza acestei relații, vedeți și voi cum s-a pus diavolul între manifestare și împlinire, da? Inițiere și împlinire. E o energie karmică. Știți că trebuie să se lupte și într-un fel sau altul vă aduce conflicte și în viața voastră și voi aveți nevoie de vindecare. Ia uite, este drumul la care... Sau distanța și steaua și 8 de bâte și lumea reprezintă distanță. E o distanță între voi. Regina de spade. Ia uite, împărăteasa, femeia divină. Femeia divină începe să manifeste această atitudine rațională. Da? Dacă ei au fost reci, acum femeia divină este rece. Rațională. Își spune, mă concentrez pe construcția vieții mele, pe stabilitatea mea, eventual încep un nou proiect. Sunt hotărâtă să merg în sus, în sus, 8 de spade, către steaua mea, către destinul meu, așa simt, decât să stau în conflictele acestea interioare și să mă las manipulată, nu mustai de bărbatul divin, cât de energia cu bagajele, da? Bagajele cu care vine. Bărbatul divin trebuie să facă niște curățări intense. Femeia divină le face, da? Și are nevoie, da, de așa ceva. Cu soarele și diavolul și magicianul, afară de tendințe manipulatoare ale ale bărbatului divin, asta pentru că soarele înseamnă energie masculină, da? Și luna este energia feminină. Da, deci bărbatul are în spate, sau vedeți aici, da, soarele, are în spate această umbră, da? Conflictele. E o energie karmică. Aoleu! Pentru unele dintre voi, știți că bărbatul divin are această putere. Dacă vrea să se dezlege de legăturile karmice. În preajma sa, în spatele acestui bărbat divin, soarele, soale vostru, da?
Ce vreau să zic, cineva, o energie karmică, magicianul și diavolul, pentru mine în acest moment înseamnă și vrăji? Da, hai să o zic, înseamnă și vrăji. Dar oricum, dacă se încetinește întâlnirea din cauza unei energii karmice care încearcă să-l țină, să-l manipuleze pe acest bărbat divin, lucrurile nu se vor întâmpla așa cum își doresc karmicii, da? Relațiile karmice și persoanele karmice, pentru că întâlnirea cu flăcările gemene se va manifesta mai devreme sau mai târziu. Și cine încearcă să întârzie această întâlnire sau să blocheze, nu o să reușească de blocat, dar dacă întârzie, evident că își va lua karma cu vârf și îndesat. Dar zic, în viitor s-ar putea să fiți un pic reținute. Da, țineți la acest personaj, că știți că e bărbatul vostru divin, dar sunteți reținuți și în comunicare și eventual începeți un nou capitol, că am văzut un as de monedă, da? Sunteți hotărâte să creșteți din punct de vedere spiritual, este Saturn varianta sa bună și cu soare aveți interesul să creșteți, da? Să manifestați creștere spirituală. Hai să vedem ce face bărbatul divin în viitor. Ia uite, patru de cupe, deocamdată stă și plânge, își dă seama că a pierdut ocazia vieții sale. A vieții sale sau în această perioadă. E un pic depresiv. Îndată. Nu, e tu, vrea să vorbească de aute. Da, știe că acel as de cupe duce la fericire totală. Și încă visează. E într-o căsătorie, să zicem, posibil, sau într-un contract. S-a obsedat de tradiții. Da, în fine, hai, amestecă. Hai să amestecăm în viitorul apropiat. Bărbatul devine odată. De două ori, de trei ori. Ia uite, pasiune, da? Are pasiune. Odată, de două ori, de trei ori în viitorul apropiat. Doi de spade, interesant. Trei de monede. Echilibru. Începe vindecarea și bărbatul. E frumos. Încearcă să se detașeze în această perioadă de ce? De triunghiurile amoroase. Și interesant că doi de spade a picat sub nouă de bâte. Sub aceste blocaje. Încearcă să blocheze blocajele, cu alte cuvinte, sau meditează un pic la natura blocajelor. Eventual la natura reținerilor lui din prezent, la natura dorului din trecut, posibil chiar dacă nu vorbește, posibil nici el să nu vorbească în viitorul apropiat, pentru că încearcă să construiască, simt că încearcă să se construiască. Trei de monede în acest context îl văd foarte spiritual, da? E o biserică. Eventual încearcă să comunice cu cineva. Care îl ajută să se echilibreze. Cu alte cuvinte, în viitor nici unul, nici altul nu o să fiți foarte deschiși. Femeia divină încearcă să cucerească ceva, un proiect, o idee, să fie deasupra potențialului vechi, ca să manifeste o nouă lume, un nou potențial, da? Pentru că, evident, avem multe etape prin care trebuie să trecem. Și e interesant că, totuși, bărbatul divin începe, se echilibrează și încearcă să-și echilibreze eventual și rațiunea, da? Și pasiunea și inclusiv stările emoționale. Dar mai presus de asta, vedeți, e un soare în depărtare. Soarele care este aici la voi. Încă nu s-a trezit la scopul vieții sale. Încă nu, încă nu. Încă are de făcut multe eliberări, curățări energetice, comunicări cu ființele divine, evident, care ajută la această întâlnire. Detașare de ce? De acest triunghi amoros pentru unii, ia uite. Da, ia uite cum apar. Este dor de fericirea, ia uite, 9 de cupe, 10 de cupe și asul de cupe. Este dor, foarte dor. E o ocazie pierdută. Uite, 9 de cupe, 10 de cupe. Ați comunicat, interesant, probabil.
Comunicarea cu voi a fost de ajutor. I-a transformat. Dar au mai fost niște situații. 6 de monede. Eventual a trebuit să împartă timpul cu altceva, să muncească într-o altă direcție, dacă tot avem aici muncă în prezent. Și în viitor apare o altă formă de muncă. O muncă spirituală, o reconstrucție, o simt eu. Mă mir că n-a apărut turnul, dar au apărut destule elemente care vorbesc despre o separare. Interesant. Hai să vedem în prezent. Deci este pe o anumită perioadă. Evident, nu e până la sfârșitul poveștii voastre. O anumită perioadă, în această perioadă, da? Femeia divină, bărbatul divin. Flăcările gemene. Și nu uitați că au apărut chiar de la început. Am văzut și împăratul și împărăteasa și asta confirmă. Mulțumesc, Sfinte Duh, pentru confirmare că, într-adevăr, mesajele sunt adevărate. Aș vrea, interesant, ce blochează femeia divină în această poveste? Ce blochează femeia divină în această poveste? Ce blochează femeia divină în această poveste? Să rămână deschisă eventual? Bine, știm că a fost dezamăgită, știi că e foarte dezamăgită. Totuși, niște blocaje care sunt în viața sa. 6 de câte? Interesant și temperanța. Entuziasmul cred că devine un blocaj. Interesant, da? 9 de cupe, temperanță. Trebuie să vă temperați emoțiile. Eventual și atracție, da? Cu judecata și, ia uite, judecata, ați fost trădate. Poate și voi aveți o energie karmică în preajma voastră care v-a trădat, din care trebuie să renașteți, ca să manifestați încredere. Să începeți să vă reiubiți, în cazul în care ați uitat din cauza unei lecții karmice. În general, lecțiile karmice sunt foarte... Ia uite, 6 de monede despre care am vorbit mai devreme, da? Poate este chiar cea cu bărbatul divin, dar poate să fie și cu altcineva. Pentru unele doamne, 6 de băte se reprezinte prezența unui narcisist, cineva care încearcă să vă fure atenția și care v-a rănit. Hai să vedem blocajul care stă în calea bărbatului divin. Un blocaj, măcar unul. Un blocaj care stă în calea bărbatului divin. Interesant. Unde am oprit? Ia uite, s-a împărțit în două. În primul rând este blocajul în el. În el nu se poate deschide, da? Ține la voi, dar nu se poate deschide. Asta pentru că așa a fost educat pentru mine, este o carte a tradițiilor 4 de monede. A fost educat să țină la bani, da? Cum am zis mai devreme, să lasă în urmă emoțiile și să fie cool, cool. Nu se poate exprima emoțional. Pentru că are în cap doar bani, stabilitate. Să facă lucruri, ia uite, tradițional. Tradițional. Deși și-ar dori să ia uite. Ceva la nivel emoțional cu judecata, vedeți cărțile și valetul de cupe. Știe că trebuie să împărtășească emoțiile. Știe că, pentru că emoțiile sale renasc, da? Renasc. După întâlnirea cu voi. Dar, în cale, posibil să fie ori o familie, ori un job, ori familia din care vin, părinții, frații, dragii mei, și părinții, și frații, sunt relații karmice, majoritatea. Majoritatea. Foarte puțin sunt suflete perechi. Majoritatea sunt relații karmice în familie. Pentru că e casa a patra. Și casa a patra și casa a opta reprezintă karmă. Bine, și 10 pentru că e Saturn. Da, poate să fie și jobul și cariera. Dar, totuși, ia uitați, le este dor mai de voi, le este dor 90. Exact ce am făcut, ce am văzut mai devreme, da? Hai să vedem că să fie un pic altfel etalările decât cele cu care v-am obișnuit.
Cum ar trebui să trateze femeia divină acest narcisist? Are un narcisist în preajmă, de care trebuie să se vindece. Și cum se vindecă începând să se iubească, evident, și inițiind ceva, exprimând copilul. Cum trebuie rezolvat acești 6 debute, dacă e vorba? Eu cred, nu că dacă, eu sunt convinsă că e vorba de un narcisist și în viața acestei femei divine. Soluție la acest narcisist 6 debute. Pentru că vorbim de blocaje. Da? Cine vă blochează? Cineva care încearcă să vă atragă atenția. Ia uite. 3 debute. Să merge, să vă faceți planuri, să... Ia uite. Să sperați, pentru că 3 debute înseamnă frumoasă carte. Foarte frumoasă, vedeți și voi. 3 debute înseamnă speranță. Pentru mine este o carte care reprezintă planete însăgetători. Și știm bine că săgetătorul, pentru că este guvernat de Jupiter, planeta și spiritualității, și a optimismului, și a speranței, vă îndeamnă să aveți credință că vă veți reîntâlni. Că vă veți reîntâlni și veți avea victorie. Însă, încercați să vedeți, pentru că acum, în prezent, aveți 9 de spade, sunteți într-o energie mentală nepotrivită manifestării întâlnirii cu voi, ca să nu zic negativ. Dar vedeți, am început cu acest 5 de cupe, care iar este o energie de doliu, neagră, sumbră, și în prezent s-a transmis la voi. Ați absorbit din energia lor. Sorry. Asta e. Ce frumos vindecare, speranță, da? Iar comunicare cu îngerii, aș spune, eventual călătoriți, unii dintre voi trebuie să plecați 3 debute și 8 debute într-un nou loc. Ia ce frumos! Să vă reconstruiți, să aveți victorie pe cont propriu. Frumos, 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 mulțumim, Creatorule, pentru mesaj. Hai să vedem. Sfaturi pentru ei. Cum să se deblocheze, cum să iasă din relații. Pentru mine, v-am mai zis de-a lungul timpului, 4 de monede înseamnă și relații karmice. Da? Dacă sunt într-o relație, că e casă, acasă, acasă, e 4. Da? Într-o relație karmică, cineva care îi folosește pentru bani sau cu care nu s-a putut deschide emoțional și pe alte planuri, așa cum ar fi fost normal sau așa cum ar trebui, cum va fi cu voi și cum a fost cu voi atât cât a fost, ei trebuie să se dezlege și să se dezlege de acea energie karmică. Hai să vedem. Sfat pentru 4 de monede. Ce să facă bărbatul divin în această perioadă? Cum să se deblocheze? Sfat. Cum? Cum ar putea să se... Uf, asta e meditație. Tot 4. Da? Să-și găsească echilibru. Dar ce frumos v-am zis? Meditând la dezamăgirile acelor restricții, dezamăgirile pe care le-au simțit tot acasă. Și meditând, dar ce frumos am zis, de atâtea ori și v-am învățat și pe cei care poate vreți să învățați tarot, da? Eu văd aici temperanța, în această carte văd temperanța, e un soi de eremit mai mic. Să se izoleze un pic, eventual să se izoleze de energiile negative, dezamăgirile din casă, să le analizeze, să le pună în cui și să se pregătească pentru asul de spade, pentru un viitor în adevăr. 4 și 4. La capătul setului de cărți, 9 de cupe și steaua! Ce frumos! Iar e oglindire, vedeți? Iar e oglindire, dragii mei. Asta e când e cu flăcările geme. Vedeți? Steaua aveți și voi. Vai, dar ce fior am! 8 de puteam. Aveți și voi. Ce mai aveți? Văzusem parcă și valetul de bâte la un moment dat. Ce mai aveți? Ia uite, regele de spade sau regina, da? Da. Speră. Speră că vă veți întâlni împreună între timp. Speră, pentru că și visează. Steaua e o energie de noapte, visează la voi, stelelor. Visează că împreună sunteți o constelație puternică, să spun și așa. Repet, voi le dați speranță, visul către voi îi hrănește emoțional și nu doar emoțional, dar și energetic.
și ar dori să comunice valetul de bâte, să călătorească înspre voi, dar încă, ia uite, 4 și 4, împăratul, responsabilitățile sunt cele care îi rețin, ia uite, se simt trădați de 3 de cupe, de prieteni, de altcineva, au și ei problemele lor. Acum, sper această etalare să vă fi fost un ghid în această perioadă, suficient de bun ca să manifestați o altfel de energie în viitor, da? Pentru că și voi aveți un 4, să nu uităm că și voi aveți un 4. Și avem 4, 4, 4, da? Începem cu 4 de bâte și terminați cu 4 de monede. Vă concentrați și voi eventual pe bani. Vă dați seama că trebuie să vă păstrați stabilitatea, echilibru financiar, oricum sunt vremuri pe care, da, toți le trăim. Țineți în continuare la ei, chiar dacă nu se deschid, ați vrea, s-ar putea chiar la un moment dat să aveți totuși o discuție sau să mai investigați un pic despre ei, că tot apar. A, nu, nu despre ei, despre blocajele lor. Uite, pe această cale ați investigat ceva, ați aflat că e de fapt spionajul sau investigatorul, da? Cercetașul este valetul de spade. Da? În viitor s-ar putea să vreți, interesant, da? Să aflați ceva despre blocajele lor. Și ce aflați, mai mult decât aflați aici, probabil, vă va forța să puneți capăt unui capitol. Hai să vedem ce trebuie să puneți, ce trebuie să încheiați lumea odată. Clarificăm lumea odată. Nu mai e. Clarificăm lumea pur și simplu. Hai, dăm o carte. Simt atât, dăm o carte. Pentru treperile gemene. Clarificăm lumea. Pentru femeia divină. Clarificăm lumea pentru femeia divină. Clarificăm lumea pentru femeia divină. În viitorul apropiat, clarificăm lumea pentru femeia... Uf! Nu sunt prea multe. Puneți capăt acestui dezamăgiri și ce faceți? E un... O lume, e un final și un început, evident. Mai, vă detașați un pic emoțional și mental. Ia. Lumea, clarificăm lumea pentru femeia divină. Clarificăm lumea. Ok, regele de cupe. Mai am două cărți, le iau. Hai să le iau. Ce frumos! Ce bine, Iva, ești la capătul setului de cărți 10 de cupe. Vă echilibrați emoțional, vai, vă vindecați, regele de cupe vindecă. Sunteți, da, a apărut luna și soarele. În viitorul capitol pe care îl manifestați, eventual puneți capăt, nu vă mai pasă, haideți, e interesant cu mine mesajul, da? Puneți capăt unei relații karmice și din viața voastră, dar dacă cercetați despre blocajele lor, la un moment dat vă sătura să mai cercetați și vă concentrați, dragii mei, pe energia voastră, vai de ce fioram, pe energia voastră feminină și echilibrul vostru emoțional, pe dragoste necondiționată, pe vindecarea față de mamă, iar asul de cupe, vindecare, da? De energiile materne care, eventual karmice în casă, care și pe voi v-au influențat. Și ce frumos, asul de cupe, regina de spade și soarele. Atrageți o nouă dragoste. Probabil că aceea va veni mai în timp îndepărtat. Deocamdată am zis ultimele trei cărți, timpul, viitorul apropiat. Dar încheiind acele, să zic, vă mai pasă de... Nu, încă n-ar trebui să vă mai pese de energia karmică din jurul lor și de blocajele lor. Nu, concentrați-vă pe voi, pe vindecarea voastră, pe dragoste față de voi, pe rațiunea voastră, pe creștere spirituală și veți atrage ori o nouă dragoste care poate să fie... Hai să vedem. Dacă îi atrageți pe ei, hai, clarificăm echilibru la vorbatul divin odată. Anume, echilibru la vorbă. Ce au de vindecat?
E o creștere energetică fantastică pentru femeia divină. În momentul în care nu se mai lasă influențată de blocajele acestui bărbat divin și de energiile sale karmice. Clarifică în echilibru. Ce are de vindecat? Ce are de vindecat bărbatul divin? Haide, nu sunt multe. Da, știe că trebuie să ofere scuze. Știe care atracție teribilă, da? Care naște, dar avem alte cărți. Haide, clarificăm echilibru pentru bărbatul divin. Echilibru pentru bărbatul divin, te rog frumos, Sfinte Duhărate-ne. Ia uite, mă, dar sunt multe cărți, ar vrea să vorbesc foarte multe. Foarte multe, am văzut și, da, încearcă să găsească soluții, cum să vină cu o ofertă stabilă. Echilibru pentru bărbatul divin. Ce are de vindecat? Ce are... 9 de cupe, aici este problema. Problema sa. Da, el trebuie, pentru că asta e energia masculină, da? Este focul, de fapt. Și femeia este, da? E soarele, da? Și femeia este lună, apa. Apă și foc, da? Cu alte cuvinte. Trebuie să-și tempereze emoțiile pe care le... fiți atenți, doamnelor, dacă aveți un bărbat divin care are tendința să bea, să petreacă, eventual să fie un pic egoist, aici trebuie să se vindece el. De egoism, dar are inima închisă. Vedeți cartea? Are inima închisă, are multe pahare. Poate să fie aceste pahare și cu alte persoane, pentru că voi sunteți cele care, de fapt, îi faceți fericiți. Nu paharele, nu prietenii, nu petrecerile. Și nu satisfacțiile pe care și le mai pun deoparte acolo. La capătul setului de cărți, iau-te, doi de bâte, trebuie să aleagă fericirea. Și trebuie să se lupte pentru ea. Iau-te, faetonul merge către stea, către destinul său. Cu încredere, regina de bâte. Opa! Cu încredere, cu încredere, dar e o energie negativă. Iau-te, regele de monede, regina de bâte și diavolul la mijloc. Obsesia pentru bani, pentru stabilitate, pentru carieră, pentru energia karmică, eventual și pentru sex și pentru tendința de a seduce, eventual, mai dau un plus, probabil că au în spate și au de lăsat în urmă, dar în urma faetonului, au de lăsat în urmă o energie feminină, eventual, da, e feminină, care este obsedată de ei pentru bani, este obsedată de ei pentru sex, eventual, ori abuzează pentru sex bani, și sunt și foarte geloase. Și aici este, trebuie să aleagă. Da, interesant. Dar voi, dragii mei, dragele mele, manifestați, să nu uităm, Luna și regele de cupe. Eventual, dragii mei, s-ar putea. Dacă ei aleg totuși să lase în urmă acele energii negative și să manifeste fericirea, vedeți că iar e oglindire, posibil pentru unele dintre voi, bărbatul divin, să se vindece mai repede, să fie deja în proces de vindecare, pentru că muncește în prezent, și să vină totuși cu o ofertă. Și să vorbească despre ceea ce simte și despre cât de fericit este. Pentru unele, nu pentru toate. Ideea este că ceva nou se va manifesta în viața voastră. O victorie, vindecare, bucurie, trezire spirituală. Sunt mai multe variante la fiecare carte, da? Veți trăi și veți vedea. Pentru că sunt cupluri și cupluri, da? Și nu toate flăcările gemene se întâlnesc foarte des. Nu toate flăcările gemene stau împreună. Unii da, alții ba. Oricum, voi în această nouă lume manifestați o înțelegere a emoțiilor voastre, a fricilor voastre și pentru că e un bărbat interesant, înțelegeți, să aveți compasiune și iubire necondiționată față de acest bărbat care știți că simte, dar nu poate să arate și din frică și din celelalte motive despre care am vorbit. Cam atât deocamdată, sper că v-a plăcut, da? Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Ceau, ceau!